Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac. Etalare pentru noiembrie aproximativ, cât a mai rămas din noiembrie. Nu uitați că timpul e altfel în alte dimensiuni și lucrurile se manifestă nu doar în acest 3D, știți foarte bine, și în alte dimensiuni, și atunci pentru unii deja ceea ce spun s-a manifestat, pentru alții se manifestă mai târziu de noiembrie. La nivel energetic nu sunt calendarele acestea. Ce ar mai trebui să spun? Că uneori pot să vorbesc, etalarea să fie în oglindă, să fie invers, să vorbesc despre persoane din viața voastră și nu despre voi. Eu știu. A venit pentru prezent. Doi de cupe, interesant. Doi de cupe, poate să fie o dragoste, un suflet pereche, dar poate să fie și o colaborare benefică, o prietenie pozitivă, frumoasă. Zic pozitivă pentru că sunt și prietenii false, prietenii care nu sunt tocmai în beneficiul nostru. La capătul setului de cărți, cavalerul de spade, o comunicare bruscă, neașteptată, a cuiva care regretă că a practicat jocuri mentale. Oh, ce frumos ar fi să avem parte de asemenea oameni. Regretă că sau că s-a lăsat influențat, influențată de bârfe, sau s-a lăsat influențat de ego. Sunt niște regrete. Probabil totuși, dacă voi ați avut un impuls verbal mai necontrolat, pentru că racii pot să vorbească mai mult decât credeți voi, unii dintre voi. Asta pentru că majoritatea racilor, cei care sunt născuți până la gradul 17-18, de fapt, sunt în zodia gemenilor din punct de vedere vedic. Și dacă lumea spune că voi vă închideți, vă închideți emoțional, dar asta nu înseamnă că nu vorbiți, vorbiți. O, Doamne! Cine nu cunoaște un rac, nu știe că racii pot să vorbească foarte mult. Mai puțin despre emoțiile sale. Cineva vrea să se împace, să renască, să transmită un adevăr. Trebuie să se lupte pentru această împăcare, pentru acest adevăr, tocmai pentru că au fost niște chestiuni verbale. Cu alte cuvinte, cu judecata și cu doi de cupe, ar putea să fie o împăcare a cuiva. Da. O să vedem situația. Răcușor și răcușoare, nu răcușoare și răcușoare. Noiembrie aproximativ 2022. De trei ori. Pe cale, sunteți pe cale, pe drumuri. Sper că nu sunteți pe drumuri. Sper că v-ați găsit calea, pentru că aceea este calea. Este un număr maestru 22 care duce la stabilitate. 19. Aici, în acest set de cărți, seamănă Saturn. Apropo de cavalerul de spade, care și el vine cu vești neașteptate, o energie impulsivă, care poate să dărâme sau poate să construiască. Deși nu cred că e totuși cel mai grozav manifestor cavalerul de spade, dar tocmai pentru că are această putere a cuvântului, chiar așa necontrolat, ar putea să și reconstruiască dacă vrea. La capătul setului de cărți, 26. Cineva se gândește, citește, ia notițe, poate scrie într-un jurnal despre cum ar vrea să manifeste doamnelor și domnilor. 30. E o stare de împărăteasă, da? Că 3 înseamnă împărăteasă, uitați ce frumos, o stare. Vrea să manifeste creșterea sa în vibrație, în succes, în abundență, în frumusețe. Dar energie feminină poate să fie și energia voastră, domnilor, pentru că, în fine, dacă ar fi să ne ghidăm după zodiacul european, teoretic sunteți zodie feminină. Asta e, nu sunt... Terminăm, atragem mai mult zodiacul. Ia uite, zodiacul vedic. Astrologia vedică. În fine, o mai vorbi noi despre asta. Am rând pe mine că se joacă pisoiașii și mă înțeapă și mă zgârie, că sunt mici la 2 ani de zile. Tot mici sunt.
Dar un irat știu ceea ce a. Să fii mic și la 20 de ani, adică, păi, totuși. Dar e drăguț, totuși, să păstrezi copilul interior, nu? Ah, interesant, a venit și pentru viitor. Da, uite, acum, uitându-mă la trecut, apare un nou de monede și în viitor alt nou de monede. Dar dacă în trecut acest nou de monede, dorința de independență, încă era necizelată, nedefinită, sau mai aveați ceva de adăugat pe lângă succesurile? Succesele. Tot timpul mi-aduc aminte. Știți voi de cine, da? Fata domnului, fostului domn președinte, da. Pe lângă reușitele pe care le aveați în plan fizic, nu zic musai financiar, zic fizică, poate vorba și de aspectul vostru estetic, mai aveați de adăugat un anume tip de creștere spirituală, de comunicare, poate cu cineva, poate la distanță, interesant. Atunci trebuia să comunicați. Acum, apropo de comunicare, ați dat drumul acelui lui, vă bucurați de roadele voastre fizice. Nu zic că v-ați îndepărtat de calea voastră spirituală, ci interesant cum vine ați. Ar spune că ați renunțat la niște atașamente. Wow, și ce vine cu această mânușă, e prima oară când. Adică nu e prima oară, dar acum îmi vine mesajul. Probabil că în viitor cineva. Știți, în cărțile acelea vechi, ce înseamnă să arunci mânușa, să provoci pe cineva. Să provoci pe cineva. Asul de monede. Poate că Universul vă provoacă. 9 și cu 1, 10. 10 ar fi o colaborare. Poate să fie și financiară, poate să fie, nu vreau să vă creez iluzii, poate să fie și o prietenie care duce la căsătorie. Dar asta e, pentru că 9 și cu 1, 10 înseamnă succes financiar. Trecut odată, de două ori, de trei ori. Nu știu, visul multor răcușoare probabil este să se căsătorească, nu prea le înțeleg judecata, iar în trecut am mai văzut mai devreme judecata. Dar probabil ceva s-a întâmplat, e vorba de comunicare. Comunicare, verbalizare, poate chiar și muzică. Tonul face muzica. Cineva trebuie să învețe chestia asta. Trecut, tonul face muzica. Și cavalerul de spade nu prea își controlează tonul. Așa, trecut. Patru de cupe. Patru de cupe. Am cer scuze că nu mi-am făcut unghiile, dar încă mai vopsesc. Pe aici prin casă încă sunt cu renovările. Mai am un pic și mă pregătesc și eu de Crăciun, atunci o să fiu și mai drăgălașă. Ok. Patru de cupe. Pe întrecu. Oh, l-am văzut și în pre-etalare când amestecam șapte de spade. Oh, șapte de spade, cel care minte, fuge, fură. Nu are intenții onorabile. Patru de cupe, iar un personaj care nu selectează. Dacă s-ar putea să se bucure de toate ofertele, nu-și dă seama că chiar apropo de prietenie, poate nu întâmplător, știți bine că nu întâmplător, nu zic poate, nu întâmplător a venit acest mesaj. Posibil cineva undeva în trecut cu aspecte în semn de apă și tot vorbeam despre raci, apare și semnul peștilor, poate în casa nouă, poate în casa, eu știu ce casă aveți voi semnul peștilor. S-a lăsat influențat de minciuni, de oameni de proastă calitate. Sau, dacă nu de proastă calitate, lipsiți de consistență. Eventual, între voi și alt semn de apă, pentru că totuși, teoretic, ei zic că racii și cu peștii, și sunt aici prezenți, și raci și pești. Într-o anumită formă, nu zic zodie, musa, e într-o anumită. Poate e lună în trigon cu soarele vostru, poate e Venusul lor în trigon cu luna voastră. Vedeți? Astea sunt aspecte frumoase. Asta creează potențialul de a comunica telepatic, de a manifesta empatie, compasiune și totuși. Între voi doi a apărut o a
altă persoană. Aceea poate să fi oferit uneia dintre voi impresia unei prietenii, a unei iubiri și să, cu intențiile sale nu tocmai corecte, să vă fi pus într-o situație de stand-by în relație cu cineva cu care de altfel aveți aspecte benefice, să zic. La capătul setului de cărți, regina de bâte, 5 de cupe iar, 4 și 5. Ce nu ați văzut atunci? Nu ați văzut. Interesant. Poate, repet, au fost posibil strategii mentale, bârfe, 5, am văzut mai devreme. Unul dintre voi nu a văzut un potențial foarte frumos de relație armonioasă cu 4 de bâte, dar pentru a se manifesta această relație frumoasă, și pasională, aș spune. Iar o influență, vedeți? Pisicuța care răstoarnă cupele, apropo de cupe. Și pisicuța, știm că uneori e cam apropo, iar pisicuță, probabil cineva cu aspecte în semne de aer, de foc, vreo pasiune a apărut între voi și un suflet pereche și v-a distras atenția. Posibil. Pentru că astfel de spade încă nu era manifestat. Adevărul trebuia descoperit iar într-o anumită stare de onorabilitate, de noblețe. Știți bine, Excalibur nu poate fi scoasă din stâncă de oricine. Trebuie să fie de o puritate, apropo de 30, de ce am zis mai devreme, de o puritate excepțională. Chestiuni. Nu vreau să insist foarte mult asupra trecutului. Voi ar trebui să sesizați cât rezonați sau să înțelegeți și voi, așa, printre cuvinte, mesajele. Pentru că e etalare colectivă, nu e etalare personală și sunteți și femei, uneori sunt și bărbați de diferite generații, de diferite situații, căsătoriți, singuri, văduvi, divorțați, nu? Hai să vedem prezentul. Soare, Luna, Venus, ascendent, nodul nord, în rac. O dată, de două ori, de trei ori. Regele și regina de bute, Mai, regele de bute. Wow, steaua. Mai, dar cine e aici? Uai, extra, aici e cineva care face spectacol. Mm-hmm. Vocea, stai, că nu prea le știu. Uai. Că e manifestor magic. Nu e manifestor magician, nu, dar poate să fie și manifestor. Cineva care vorbește apropo de cuvântare. Wow, ce interesant. Deci magicianul vorbește. Ea ca, nu știu, e bine, ăsta e simbolul eterului, al cincilea element. Dar în acest moment mă duc cu gândul la microfon. Da, microfon. Microfon, cineva vorbește în public. Într-un mod foarte pasional, foarte creativ, foarte versatil. Posibil să-și atragă public. Foarte mult public, pentru că steaua e o vibrație, dar nu e vorba de vibrație, e vorba de faptul că steaua e undeva sus și restul lumii este jos. Lumea stă și aplaudă. Acum, asta e frumos, o să și clarific. Nu ați fi toți cântăreți, nu ați fi toți oratori, dar văd și potențialul ăsta, succes oricum cu steaua. Steaua pentru mine înseamnă succes.
Și regele de bâte are încrederea, determinarea să-și atragă succesul. Am zis, este foarte versatil, foarte creativ, foarte magnetic, sexy. Cică e și sexy. Dar e interesant ce văd acum, știți? E foarte drăguț. Deci cărțile astea le folosesc de ani, de zile. E primul meu set de cărți. Acesta e primul meu set de cărți. Dar acum, în acest context, observ un lucru. Deci, regele de bâte și magicianul. Pentru mine, personajul ăsta face spectacol. Face spectacol. Băi, nu știu, invitați-mă și pe mine la spectacolele voastre, vă rog, că-s curioasă. Ideea este că e îmbrăcat în roșu. Roșu reprezintă vitalitate, da? Sexualitate. Roșu cu galben, încredere, iar galben, încredere, un ego poate un pic mare, dar asta e. Și ego, fără ego, nu face nimic pe acest pământ. Da, atât timp cât e temperat și poate că se și lucrează la vindecarea acestui ego într-o anumită formă, e ok. Ce vreau să spun cu observ? Este prima oară, repet, în acest context. Da, ok, și magicianul. Atragi, măi, un iluzionist, da? Când apare pe scenă, parcă e mai sexy prin faptul că are un mister. Nu știi cu ce vine, cu ce trick, cu ce șmecherie vine, da? Are ceva ce te atrage, nu știu, pe mine m-a atras chestiile astea. Dar, revin, ce mă atrage? Faptul că sub această haină roșie este o haină albă, apropo de puritatea. Onorabilitatea despre care am vorbit mai devreme. Posibil cineva lucrează la acest aspect al său. Și am spus, cu siguranță mesajul ăsta nu este pentru toți racii și toate răcușoarele. Pentru tine, Doamnă Divină, nu știu. Că știu că nu lucrez în public. Dar nu cânt în public. Cu steaua și cu regele de bâte ar putea să fie și dans în public. Așa mai... îmbrăcăminte mai redusă, să zicem. Dar, revenind la lucruri mai normale. În prezent există ori un semn de foc, ori cineva cu marcaj în semnul gemenilor fecioare sau semnul vărsătorului. Sau poate voi aveți planete pe acolo. Și se manifestă într-un mod armonios. Revin. Dacă în trecut, iar e energie masculină, altă energie masculină. Și aici masculin, și aici masculin. Dacă în trecut acest personaj poate bea mai mult, poate nu știa să discerne, nu neapărat discerne, să selecteze o diferență între a discerne și a selecta totuși ofertele, roșul este pe dedesubt acoperit de verde. Nevoia de a face bani, de a fi iubit, de a fi plăcut. Mersi de mesaje, foarte interesant. Da, cu alte cuvinte, nu avea suficientă încredere în sine. Acum acest personaj, sau poate voi, sau eu știu cine, cu cine aveți voi de-a face, a devenit mai încrezător. Da? A devenit mai încrezător. Și eventual, din stagnarea în care a fost într-o anumită formă, când vorbim de stagnare, ea se manifestă, evident, diferit la fiecare om și la fiecare situație. Din stagnarea care a fost la un moment dat în trecut, că poate fi trecut îndepărtat sau apropiat. Iar acum, în acest prezent, acest personaj a învățat să manifeste, să-și folosească cuvântul. Cum am spus mai devreme, să scrie, că tot avem o persoană care citește, gândește, scrie, poate cineva face versuri, în fine, sunt multe variante. Și există un anume tip de încredere, bărbați, femei, nu contează ce ați fi, că vă puteți vindeca de minciunile trecutului, care, dragii mei, vă atrag atenția că nu doar alții ne mint, și noi ne mințim, și noi credem prea mult în alții. Și atunci, în momentul în care începem să vindecăm neîncredere, autosabotaje, relații karmice stagnante, intrăm pe calea magicienilor, celor care își creează, că regele de bâte e super creativ și magicianul foarte creativ, care își creează calea. Și asta face parte din misiunea voastră. Steaua asta înseamnă misiune. Misiune în viață.
Dar hai să mai clarific. Mi s-au părut fascinante. Acum chiar mi se par fascinante cele trei cărți. Wow! Ce văd! Moartea, transformare! Poate să... Hei, ce frumos! Nu știu de cât timp ia această energie despre care am vorbit. E o transformare radicală a cuiva. A cuiva, nu a tuturor. Valetul de cupe? Interesant cum vine. Posibil, da. Ia uite, trei cărți care reprezintă comunicare. Așa. Cineva vrea să... Să-și ceară scuze de acest interesant. De stagnarea care a fost manifestată între voi și un alt personaj, posibil drag. Da. Wow. Știți că... Wow. Deci nu mai. Simt că nu mai... am văzut doi de cupe. E un personaj drag care știți că a fost rănit. Nu știu dacă voi sau voi veți comunica sau alții vor comunica înspre voi. Ar trebui să-și ceară scuze. Probabil că conștientizează. Conștientizează. Că n-au fost tocmai maturi. Hai să vorbim elegant. Da? N-au fost maturi. Între timp s-au maturizat, că e un rege, măi, dită mai regele și magicianul deja e mai sus și steaua e și mai sus. Măi, dar ce cărți frumoase, nici n-aș vrea să clarific. Fantastic, chiar apare turnul. Iar, asul de spade. E exprimarea cuiva. Veți vedea. Dacă nu sunteți voi care vreți să exprimați, să povestiți transformarea prin care ați trecut, să transmiteți niște scuze sau să... Da, cam despre asta e vorba. Într-un mod neașteptat, aș spune. Că se transformă o situație care părea moartă. Că acest spânzurat stă până îi se face rău, până leșină, până intră în comă, până poate să și moară pe cruce, da? De-aia zic, e o situație care părea moartă și poate să renască cu judecata într-un mod neașteptat. E resuscitată într-un mod, să zic, miraculos. Mesaje pentru cineva, nu fi pentru toată lumea, dar pentru unii clar este. Regele de bâte mai e regele de bâte. Ce cărți puternice! Acesta. Judecata. Păi, ia uite. Și iar apar cărțile pe care le-am văzut mai devreme, da? A fost un blocaj în comunicare care a determinat, să zic, transformarea cuiva. Judecata. Steaua. Mai dăm o carte și pe stea, te rog frumos. Acest personaj deja aude chemarea. Interesant, judecata, chemarea la o nouă cale. Apropo de 22 pe care l-am văzut mai devreme, chemarea la o nouă cale care trebuie să manifestată. Și poate să fie energia voastră masculină, doamnelor. V-ați maturizat, nu vă mai lăsați influențate de oricine. În această așa zisă stagnare, pentru că este nu peștilor, ați primit informații subtile, prin vis, prin rugăciune, prin reverie, prin scris, prin artă. Prin televiziune, că e Neptun, ați primit multe informații. Și ați crescut. Repet, poate să fie valabil și pentru doamne dacă știți să înțelegeți mesajul dincolo de ceea ce așteptați voi să fie. E interesant, iar apare Regina de Bute. Regele și Regina, trecând peste aceste mesaje. Da. Aș spune că un bărbat a părăsit o femeie influențat de un mediu nesănătos. Ia. Sau de un fel de a fi imatur și acum regretă și își dorește să se întoarcă, să transmită nu doar scuzele. Dorința sa de reconstrucție, n-a apărut trei de monede, dar cu gândul la doi de cupe, mă gândesc la un anume tip de colaborare, de prietenie. Da, poate să fie și pasiune, da? Regele de bâte și regina de bâte. Doi oameni foarte atractivi, foarte încrezători, pasionali, dar un trei și un vedea. Steaua reprezentând vindecare, iar dorința de împăcare, judecata. Steaua. Steaua. Clarificăm steaua. Frumos, foarte frumos, încă frumos. Eu încerc să
Deja sunt cu gândul la primele două variante pe care le-am spus, dar trebuie să mă... Ia uite, 9 și cu 10 și 3 de monede, da? Dorința de a împărtăși emoții profunde și dorința de construcție a cuiva, da? Steaua, wow! Faetonul, voi sunteți! Faetonul merge către stea, dar ați văzut ce a sărit? Măi, dar știți să săriți bine, pe bune! Ia uite, eu suferind. Interesant. Magicianul și Marea Preoteasă, sub semnul peștilor. Poate cineva cu marcaj, zic marcaj, vă rog frumos să fiți atenți, în semnul peștilor. Personaj cu înclinații spirituale care vă ascunde o mare suferință. Acum, dacă voi știți că voi ați făcut să sufere, bănuiesc că vă veți duce să le exprimați. Ce aveți voi de exprimat? Ar putea să fie suferință din alte motive, din alte motive. Variază. Faetonul, ce frumos! Faetonul are steaua în cap. Adică, de fapt, Faeton este împăratul, e un personaj asumat, apropo de regele de monede, de, nu de monede, de bâte. E o primă fază către împărat, către asumare, către stabilitate. Nu oricine conduce Faetonul, nu? Nu oricine conduce un Bugatti. Așa a venit inspirația, altă rimă n-am găsit. Da. Nu prea mă pricep la mașini. Da, în fine, așa a venit Bugatti. Sau, hai, ia, mai dă, mai canalizează un pic. Sau Porsche. În fine, da, nu oricine conduce așa ceva, dar pentru asta trebuie să, cel care merge către misiunea sa, trebuie să facă pace cu varianta sa negativă și să manifeste, să știe că vrea să manifeste varianta sa pozitivă. Wow, ce mesaje puternice! Extraordinar! Ce vorbeam eu acușica? Măi, e un suflet pereche cu care vă simțiți ca acasă, mare pasiune aproape obsedantă. Acum, justiția și diavolul este și un contract toxic. Poate să fie căsătoria cuiva toxică, poate să fie un contract la locul de muncă toxic, care creează și stagnare în relație din niște motive. O să însemne foarte multe. Nici nu mai știu cum au venit cărțile, dar. Wow. Eventual trebuie să alegeți între o persoană foarte dragă, sau mai bine zis, drăgălașă, cu care vă simțiți bine și o persoană foarte toxică, iar. Pentru că îndrăgostiți înseamnă și alegeri. Magicianul, te rog frumos. Vai, dar ce arcane majore! Are you crazy? Asta e influența. A, ce vreau să zic? Am vrut, de fapt, ieri să fac după Taur și Scorpion, am vrut să fac Rac. Dar bine, am mers așa, am urmat zodiile de apă. Pești, acum Rac. Eu cred că racii au fost printre cei mai influențați de eclipsa de lună. Pentru că eclipsă pe lună și, din punct de vedere european, să zicem că luna vă guvernează. Dar, în fine, interesant. Regina de monede. Acușica. Doamne, dacă v-a dezamăgit o persoană egoistă, care v-a mințit, care v-a ținut pe loc, care avea adicții sexuale, băutură, minciuni, chestii. Ah! Fuck off! Da? Îi dați la spate! Renașteți! Alegeți vindecarea și manifestați stabilitatea voastră, valoarea voastră. Păi, valoarea voastră nu constă în bani, dar avem nevoie și de ei. Asta e, asta e. Ia uite, moarte, transformare. Nu mai aveți nevoie de relații dezechilibrate în care cineva n-are persoanele dragi. Zic, când vorbesc de cineva, persoanele dragi n-au timp suficient de voi pentru că mai au încă alte preocupări. Da, niște cuceritori de care trebuie să vă vindecați ca să vă găsiți echilibru. Împăratul, da? Soarele.
eventual vi-l veți găsi lângă oameni care vă merită. Yes! Yes, 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 yes. Păi da, păi da. Drăguț, 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 îmi place. Sper să se manifeste. Pentru că sunt niște energie. Aș vorbi o grămadă doar despre ele. Dar asta e, trebuie să-mi limitez timpul. Deja am depășit, am zis că vorbesc 30 de minute și am... Posibil pentru domnul sau bărbatul, pentru că vorbim de energie, totuși energia masculină care, în cazul în care a fost imatur sau s-a lăsat, tot aia imatur, s-a lăsat influențat de cine nu trebuia, s-a maturizat acest personaj, se vindecă de traumele din copilărie și produse de relațiile nesănătoase. Acest personaj vrea să manifeste stabilitate cu voi, doamnelor, că tot am văzut doi de cupe. Prietenie, stabilitate, pentru unii poate să fie și căsătorie, dacă asta vă fascinează pe voi și credeți că e marea fericire. Și în timp ce vorbesc, apare 10 de monede. Uh-huh. Ia uite, regina de băte, regele și regina de băte, îndrăgostiții. Ia uite, băi, steaua. Acum. Chiar dacă nu vă fixați pe chestia asta cu căsătoria, că cine știe când se manifestă. Nu vreau. Pentru unii poate, pentru alții nu poate. Eu sunt mai relaxată când e vorba de chestia asta. Cred că e mai important este lucrarea noastră interioară. Până la căsătorie, chiar fericirea vine noi. Din noi. Din noi vine. O dată, de două, de trei ori. Răcușor, 8 de băte, călătorie și comunicare, 2 de băte, călătorie, colaborare, 2 de cupe, 2 de băte, ce frumos, și 6 de spade. Cu alte cuvinte, veți comunica. Da, zis de la început. Dar nu va fi așa doar un telefon, vor fi vreo nu știu câte telefoane, mesaje. Mm-hmm. Și veți și călătorie. Că 8 de bâte înseamnă și călătorie. Și pasiune și probabil comunicarea și întâlnirea dintre voi și o anumită persoană. Cum să explic? Că aici îl văd pe Cupidon. Vă va face să vă îndrăgostiți la un moment dat unul de celălalt. Cu alte cuvinte, să treceți peste trecut, să vindecați trecutul și să vă reîndrăgostiți. Și să, interesant ce frumos, să călătoriți amândoi în jurul lumii, să vă faceți planuri împreună. Ce drăguță, de fapt așa mi se pare parteneriatul normal. Ți pare super. Nu el să stabilească sau ea să stabilească, nu, ce e chestia asta? Nu, de comun acord. Frumos. Și chiar poate iar apare simbolul călătoriei, poate chiar veți pleca de acum încolo împreună. Asta varianta plăcută și frumoasă a mesajului, dar... Mai este încă ceva. Dacă personajul acela toxic din trecut, chiar dacă vrea să se împace cu voi, vi se pare că este toxic în continuare, am zis, pa, la revedere, îmi fac planuri cu altcineva. Și la doi de bâte poate să fie o prietenie, nu neapărat vreun amor. Da? Cu prietenie, planuri de călătorie cu cineva care vă e drag sufletului vostru, care vă vindecă, care vă înțelege și mergeți într-o nouă direcție care aduce stabilitate. Creați împreună o afacere care circulă, eu știu, online, da? Pe tot globul. Și 6 de spade ajunge interesant. Și asta face parte din detașarea voastră de apele tulburi și manifestarea stabilității. Pentru că aici este o regină de monede. Da? Moneda ce înseamnă pământ. Și avem aici pământ. Deja veți păși, veți descoperi America. Yes! Yes! Felicitări!
Felicitări. Și cred că am zis ceva. A? Ce drăguț. Ce a picat aici? Luna. În luna invers. Da? Și cavalerul. Poate chiar și Egiptul. Interesant. Luna invers. Cu alte cuvinte, veți depăși niște frici. Ce drăguț. Veți depăși niște frici. Dar hai să clarificăm totuși. Ce mesaje frumoase văd eu? Dacă voi vedeți altceva, e problema voastră. Sau poate nu o fi problemă. Ia, o de băte. Mai. Lumea. Mai. În continuare, rămân valabile cele pe care le-am spus. Afacere în jurul lumii sau încheiere de capitol. Cu cei care încearcă să vă bombardeze, așa, să vă impresioneze. Da, să vă cucerească în condițiile în care încă nu sunt chiar, nu și-au rezolvat adicțiile din trecut. Dacă simțiți la cea mai mică, să zic, senzație că personajul este nevindecat, puneți capăt. Puneți capăt. Acum poate să fie și călătorie în jurul pământului. Vă luați balonul. Da. Și călătoriți. Ce frumos. Avionul, da. Jules Verne. Vă aduceți aminte ce frumos. Și dacă au fost lacrimi cândva, cine n-a văzut sufletul pereche, cine n-a văzut, n-a înțeles cât de importantă este o prietenie și cât de important este ca fiecare să aibă un suflet care îl simte. Să aibă în preajmă un suflet care îl simte, îl înțelege. Personajul acesta va începe să vadă. Vede, bute. A venit ceva invers. Foarte interesant. Iar regele de bute invers, roata norocului. Cred că până la urmă tot trebuie să alegeți între două persoane. Pentru că apar niște griji. Un personaj din viața voastră a ținut prea mult la bani și suportă karma. Suportă karma și va face griji pentru faptul că nu s-a deschis sufletește, pentru că a pus banul, distracție sau alte chestii materiale deasupra prieteniei sau, da, doi de bute. Roata norocului invers. Cineva manifestă karma și altul dharma. Regele de bute și nouă de bute. Personajul care n-a fost lângă voi când v-a fost greu, pentru că aici sunt doi oameni care stau în fața lumii și se apără și își, iar echipă, doi oameni răniți care au învățat foarte multe și stau împreună. Își apără. Cum era citatul eu mea? Pe sărăcia și nevoile și neamul, da? Apare regele de bute invers. Bute. Posibil unii dintre voi aveți un personaj cu tendințe narcisiste. Și poate să revină periodic cu impresia că, apropo de magician, că s-a vindecat și de fapt nu s-a vindecat. Mare grijă, discerneți. E un mesaj. Hai totuși, mai dăm o carte. Dau o singură carte. Ideea este că veți alege oamenii care lucrează în echipă cu voi. Dăm pe doi de bute. Cavalerul de spade. A
Alegeți oamenii care se luptă pentru voi, mă, nu care vă lasă. Oamenii care se luptă și care își folosesc cuvântul, am văzut cavalerul de spade a început, cu el terminăm. Oamenii care se luptă pentru voi și care își folosesc cuvântul nu ca să vă impresioneze pe voi, ci să vă apere sau să manifeste adevărul sau să manifeste dreptatea. Iar o energie impulsivă, poate impuls... Poate sunteți chiar voi care veți alege să-i puneți la pământ pe cei care, repet, au fost egoiști, dar la modul crunt, nu așa, că toți trebuie să avem așa un dram de egoism, altfel ajungem ca aceștia, nu? Sacrificații. De-aia am zis, ego-ul e bun, atât timp cât e în gramaj sănătos. 6 de spade. Împăratul. Mai, ce frumos. Veți merge către oameni stabili, împăratul și regina de monede. Și repet, împăratul în primul și în primul rând este în noi. Bărbați, femei, orice am fi, împăratul este noi. Noi trebuie să ne găsim stabilitatea fizică, noi să nu așteptăm de la ceilalți să ne întrețină, că tot am început iar cu 9 de monede. Iar faetonul. Veți ajunge la destinație. Pasiunea asta vă animă, da, pasiunea vă animă. Și veți învinge dușmanii. Și vă veți vindeca și de imaturități, am zis corect, de imaturitate și de oameni imaturi. Vă veți găsi echilibru emoțional, fericirea într-un cuplu puternic. Acum nu știu când, variază de la un om. E un viitor. Arată fain. 42 de minute, 42 de minute. Ah! Asta vrea să spună ceva. Cartea asta vrea să spună ceva. Protejați-i pe cei apropiați. În general, racii sunt protectori. Numărul 10 e roata norocului. Da. Și blocați-i. Vedeți că e interesant această protecție. Deci ce înseamnă? Te concentrezi pe cei dragi, dar blochezi. Ca un scut protector. Ce vă e drag, oamenii dragi, de oamenii neserioși, imaturi. Oh, singurul lucru real este dragostea. Of course. Of course. Mesaj pentru... Oh, băi, am zis că sunteți cam vorbăriți. Like attracts like. Oamenii care vă iubesc vă atrag. Evident. Evident. Chiar a trebuit să răspunde curând cu iubire. Normal, că dacă cineva vă iubește, vă place, nu e așa că e drăguț? Și vorbiți limbajul dragostei, apropo de comunicare. Iar este nevoie, cineva răfnește după atingi, sau voi răfniți după cineva care vă e foarte drag, de care vă este foarte dor, a trebuit să aveți răbdare să vă întâlniți cu acest personaj, bărbat, femeie, să vă atinge, să vă îmbrățișați, poate să vă și sărutați, dacă vreți. Dar este dorință foarte mare, că tot am văzut regele de pute, dorință foarte mare. Cu lumea să nu uit sau să mai adaug încă o dată că, într-adevăr, poate să fie cineva la distanță, peste hotare, care își dorește să călătorească până într-un anumit loc. Să se, nu neapărat să stabilizeze, să-și manifeste asumarea față de o anumită persoană pe care o respectă. Trebuie să mai aleg cuvintele. Sfătulețe pentru răcușori și răcușoare. Sfătulețe. Repet, împăratul este în noi, doamnelor și domnișoarelor. Nu aștepta să vină vreun tip bogat să... Da? Nu, nu e frumos, nu. Renunțați la complexul cenușăreasa. Renunțați. Ia uite, apropo, be humble.
fiți un pic mai modești. Dacă sunt dați, dacă într-adevăr aveți, eu știu ce avere, fiți un pic mai modești. Dar mie îmi place Regina de Monede, în varianta sa superioară, e destul de modestă. Deși face bani, e creativă. Vedeți ce frumos e? Întinde un pic capul. Stă un pic într-o parte, nu-i ca Regina de Bute care, genunchii deschiși, știți? Available. A, am zis bine? Da? Foarte deschisă. E mai modestă. Nu că e reținută. Politicoasă. Nu am metit de blândețe. Iau și la voi. Cred că la foarte multă lume lăsați trecutul în urmă. Și fiți deschiși către nou. Magicianul. Manifestați, dragi, aici e frumos. Ok? Nu așteptați să vină nou în viața voastră. Manifestați-l. Cum? Revin. Prin scriere. Și iar sub 30, împărăteasa într-o anumită formă, apare iar 4. Casa. Împăratul, stabilitatea. Dar, repet, e în voi. Stabilitatea e în voi. Oriunde ați fi. Mai dăm un sfătuleț. Vai, ce mult am vorbit. Încă un atâtita. Unu. Mai dacă vă întâlniți, să-mi spune și mie când o fi. Ah, ce frumos e. Trulav e aici. Trebuie să vă întoarceți, am zis 6 de spade, să vă întoarceți la un anumit loc. Reevaluați-vă dorințele, apropo de 2 de bâte, gândiți-vă un pic. Reevaluați-vă dorințele și unii dintre voi trebuie să vă întoarceți într-un anumit loc în care vă veți găsi stabilitatea, fericirea, adevărata dragoste. Da, dragostea asta este frumoasă, este nobilă, nu e... Chiar. Acestea au revenit. Făceți-vă timp pentru voi, iubiți-vă, cele care sau cei care nu vă iubiți, da? Și te fiți deschiși. Cam atât, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!